5 BMW-uri care își țin bine prețul. Descarcă aplicația Am Parcat și parchează smart. Poți să folosești aplicația în mod anonim, nici măcar nu trebuie să-ți faci cont și ai foarte multe alte funcții utile pe care le poți descoperi de unul singur în aplicație. Și apropo, este absolut gratuită. Am criticat de multe ori marca BMW pentru că marca BMW, de fapt mașinile nemțești în general, pentru că își pierd foarte mult din valoare, întreținerea e destul de scumpă. Mă rog, nu discutăm despre asta. Are și părți foarte bune și au avut și mașini foarte reușite. Plus că BMW a venit de foarte multe ori cu inovații care au fost preluate și de alți producători, ca de exemplu HID sau High Intensity Discharge, adică xenonul. A fost pentru prima dată pus pe BMW-ul seria 7 din 1991, dacă rețin bine anul. Care sunt niște mașini de la BMW care sunt foarte interesante și își păstrează prețul? În mod evident nu sunt mașini noi, sunt mașini la mâna a doua, dar pe care dacă le cumpere astăzi își țin foarte bine prețul. O să încep cu o mașină care mie mi-a plăcut dintotdeauna, deși a avut motor măricel. O mașină care observ că nu își pierde prețul. Mă uit la ea de peste 5 ani de zile, văd că prețul îi rămâne constant, s-ar putea chiar să scumpească dacă vine vreo superinflație la nivel mondial. Și anume BMW seria 6. Seria 6, fie că 630i, motor de 3 litri, 6 cilindri în linie, cutie automată convertizor, tracțiune spate, coupe sau cabrio. Asta ceva mai ieftină, dar are mulți kilometri. Însă dacă ne uităm la un 645 în stare foarte bună, asta în stare, cum e Subaru meu, știi? Arată cam așa. Adică foarte bine și 28.000 de euro. Foarte întreținută, se vede. Deci o mașină în stare foarte bună de genul ăsta încă este scumpă. Și o fac pariu că este mult mai rezistentă decât cele care se fac acum noi. 73.000 de kilometri, 25.000 de euro. Deci mi se pare mașina asta, dacă o cumperi de la o sursă de încredere, de la un dealer, de la un privat care a avut-o, o are în mint condition, o e la un preț mare. Și își va ține destul de bine prețul. Acum dacă are 200.000 km și este abuzată și chinuită, va avea un preț mai mic cum este asta. Și costurile de întreținere sunt destul de mari sau să schimb diverse piese, dar e o mașină care eu cred că își ține bine valoarea în timp. Adică nu o să ajungă să fie 3.000 de euro prea curând. O altă mașină care îmi place foarte mult și sunt sigur că cei care v-ați jucat Need for Speed sunteți nebuniți după ea, este M3-ul E46, deci este o mașină care și mie îmi place foarte mult. Nu mă dă pe spate zgomotul ăla metalic, dar uitați-vă cât costă una în stare foarte bună. Asta e o mașină pe care, sincer, mi-aș cumpăra-o când împlinește vârsta de 30 de ani ca să nu mai plătești impozit pentru ea. E o mașină care e făcută așa cum trebuie. E făcută în Germania, are LCD, are un motor 6 cilindri în linie, are cutie manuală, este o mașină sport din toate punctele de vedere. Asta e un BMW, o mașină adevărată din gama BMW este aceasta, adică este genială. Asta numesc eu BMW adevărat, nu ce se produce astăzi. Și modelele de astăzi M sunt puternice și fun și cum vrei, dar nu se compară cu asta, adică ca și tehnică, ca și fiabilitate, ca și experiență este, nu se compară, adică e ceva special. 50.000 de euro cam scumpă totuși, am văzut și un pic mai accesibile, s-ați pregătite pentru competiții. Deci e o mașină care este genială. Sincer să fiu, cred că s-au mai scumpit, pentru că acum un an când m-am uitat ultima dată la modelul ăsta, am vrut să fac un clip, erau 30-35.000 la kilometri mai puțini. Acum e 33.000 una cu 130.000 de kilometri. Asta galbenă muștară, așa îmi place de mor. E super tare. Dar nu mi-aș lua o SMG, nu știu, n-am atât de mare încredere în cutia asta. Prefer manuală totuși și pielea asta galbenă e amuzantă. Deci, dacă umbli cu așa ceva pe stradă, ai un BMW special. E chiar faină. Și asta o să-și țină prețul. Dacă ai grijă de ea și o întreții, o să-și țină prețul. O altă mașină care îmi place foarte mult și sunt de părere că își ține valoarea este Alpina B3,
care este pisicuța mult iubită, dar cu motor de 3.0, 3.2 am văzut. Deci astea sunt niște ediții limitate de BMW seria 3, care eu cred că dacă ai una din asta, asta e Alpina B3, 4, 6 și astea, adică, de fapt, tot ce Alpina și M, generații mai vechi, sunt tank, dar unele sunt cu adevărat speciale. Alpina în stare foarte bună, cum e pisicuța, eu sunt de părere că e o mașină care în timp va avea valoare. Adică, uite, B3 următor, E46, adică e chiar din București, de vânzare, are un preț mai mic față de Alpina generația anterioară, deci este mai apreciată și mai veche și mai rară, probabil că de asta. Un motor, un model care îmi place foarte mult, dacă l-am notat aici în ordine, este BMW seria 8, dar nu seria 8 pe care îl vedeți acum, seria 8-ul ăla vechi. Seria 8-ul ăla vechi este wow, din punctul meu de vedere, este o mașină wow. Nu sunt prea multe de vânzare, e 68.000 de euro, adică asta este o mașină legendară de colecție pentru iubitorii mărcii BMW, care va avea valoare în timp. Deci dacă vrei un BMW care să capete valoare în timp, asta e mașina pe care trebuie să te-o cumperi. Are un motor mare V8, presupun, nu știu ce motor e ăsta, 5.5, bănuiesc e V8, că V10 sau V10, nu știu ce motor. Ia să vedem, poate are sub capotă vreo poză. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, e V12. Wow, interesant. E V12 și are o cutie manuală. Mamă, am trebuit să o văd și pe asta. Cutie manuală pe V12. Deci vă dați seama ce fel de mașină e asta. E rachetă nucleară. 65.000 de kilometri, 90.000 de euro. Fascinantă mașina asta. Cine își cumpără așa ceva, nu o să piardă la ea. Dar trebuie să o ții din scurt, să o întreții. Adică să ai grijă mare de ea și să te plimbi numai așa, știi? Până la un eveniment, un weekend. Bine, hai să nu exagerăm, 180.000 de euro este enorm. E aproape nouă, dar este enorm. Asta mai încolo, dacă ești șmecher, o închiriezi. Asta e mișto. Dai la vreun film să... Mamă, cum e asta, frate. E atât de fluffy numai din poze. Pielea asta. 9.000 de kilometri. Genială. Nu știu cât a fi fost nouă la vremea aia, dar bănuiesc că la fel a fost foarte scumpă. Și pe locul numărul 1, o mașină pe care n-aveți cum să nu o știți, este BMW Z8, care este extraordinar de scumpă, peste 200.000 de euro. Când mă uit la ea cum arată, pur și simplu ai impresia că mașina e făcută ieri, adică foarte futuristă și făcută în 2000. Vă dați seama cine și-a cumpărat așa ceva în 2000, că a dat lovitura. Asta e o mașină care arată foarte bine. Deci arată foarte bine astăzi, în 2022 aproape, și e făcută în 2000, cabrio. Asta mai are 9 ani și devine de epocă. Și o să ai impozit 0. Și are motor de 5 litri V8. Bănuiesc, din nou, nu știu, dar e 5 litri, cred că e același motor care a fost și pe M5-ul E39. Cutie manuală, n-are ce să se strice. Motor aspirat, n-are ce să se strice. Kilometri puțini, layout clasic, foarte mișto. Deci asta e o mașină pentru mafioți. BMW-ul ăsta nu își va pierde prea curând valoarea. Deci n-am văzut niciuna, nu sunt multe de vânzare, nu am văzut niciuna care să fie sub 200.000 de euro. 245.000, asta e 200.000, 289.000, 210.000, 265.000 și asta are și 113.000 de kilometri. 220.000, 209.000, 187.000 asta, 238.000. Deci eu cred că mașina asta va căpăta valoare peste 50 de ani, dau un exemplu. Nu știu de ce e așa scumpă. Probabil că are ceva din caroserie, nu văd niciuna să aibă rugină, o fi dat mașina din aluminiu, din ceva, că nu știu toată povestea acestui model, însă m-am văzut, e un model pe care l-am văzut de mult timp și este și acum cât de bine poate să arate. Da, deci este wow. Este o mașină pe care o să o ții toată viața, de evenimente, de ce vrei tu. Nu știu cum găsești piese la ea.
Te duci la BMW la muzeu să-ți dea piese, nu știu cum faci. Că dacă sunt atât de puține, nu cred că are nimeni pe stoc piese pentru mașina asta. Doar dacă motorul e ca la M5-ul de pe 39, M5-39, care are poate un pic mai mult rulaj la piese decât asta. Filtre măcar și toate cele necesare. Și ar mai fi ca o mențiune onorabilă sau să punem 6 cu steluță, ar fi M5-ul Rechin, care îmi place foarte mult și o mașină la fel, care își ține bine valoarea. Adică tot ce e vechi de fapt M și întreținut are preț bun și își va ține prețul. Tot ce este Alpina și M, modele vechi, o să-și țină bine prețul. Și sunt greu de găsit, foarte căutate, greu de găsit, adică exact asta. 535i M, da, sau nu e MM, M nu știu care, 35, că nu mă înșel, de 286 de cai, arată foarte bine și asta. Asta deja cred că e de epocă, că mă gândesc bine, nu? 1986, 30 de ani, 2016. Deci asta ți-o iei și e de epocă, nu plătești impozit, de exemplu. Și e cool car, părerea mea. Vedeți mai că umilești tot ce la semafor umilești cu asta, aproape. Și nu ai impozit. Taxele sunt mici și asigurarea e destul de ieftină, că e mașină de epocă. Ia uite aici, rechinul lui tata. Deci asta e un BMW adevărat. Foarte căutat și foarte scump. Și cred că își va ține bine prețul în timp. Poate mi-au și o jucărie din asta. Un BMW din ăsta mi-aș lua, oricând. Da, astea sunt BMW-urile care își țin bine prețul. Ceva special, ceva vechi, ceva fiabil, ceva fin. Voi ce părere aveți și dacă mai sunt și alte BMW-uri care își țin prețul, aștept să le văd mai jos în comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.